salut una bucată balenuță eșuată aici la mal, adică eu. Astăzi este a patra zi de plajă în Lefkada, suntem pe Agiofili. Este o plajă cu pietre, dar nu pietre din acelea ascuțite, gen poți să vii și cu papuci normali, nu ai nevoie de papuci pentru apă. Se poate ajunge aici fie pe jos, fie cu barca. Noi am ales de fiecare dată varianta de a veni cu barca. Drumul e undeva la 10-15 minute cu barca. E foarte aproape de Vasiliki. Barca pleacă din Vasiliki și costă 7 euro de persoană. Iar pe plajă aici găsiți doar un băruleț cu băuturi. Nu se poate cumpăra mâncare, deci trebuie să veniți pregătiți. Și da, există posibilitatea de a-ți închiria șezlong și umbrelă. Varianta e de două sunbeds și o umbrelă cu 15 euro. E o plajă super drăguță, se poate face și snorkeling. Din câte ați văzut, sunt niște pești super, super faini. Mai multe variante și cei mai mari sunt și mai mici. Deci o plajă unde chiar ai ce să faci, plus albastru de Lefkada al apei te face să vii aici de mai multe ori. Ne vedem cu un nou video data viitoare. See you!